Liderul liberal a declarat imediat după întâlnirea cu Victor Ponta că premierul social-democrat construiește un guvern USD pentru a înlocui cabinetul USL. Luni seara sau marți vom avea fie un guvern USL, fie un guvern USD, lipsit de orice legitimitate și căruia, ca atare, noi vom cere demisia imediată, a declarat Antonescu după discuția purtată cu Victor Ponta. Întrebat dacă acest lucru înseamnă ieșirea PNL de la guvernare, Antonescu a răspuns: până una alta, am fost cam dați afară de la guvernare. În opinia social-democraților dâmbovițeni, toată această dispută trebuie să înceteze, iar USL trebuie să meargă mai departe, să-și îndeplinească obligațiile asumate în fața electoratului. Referindu-se la ultimatumul lui Crin Antonescu, senatorul PSD Leonardo Badea a subliniat că între prieteni, ultimatumul nu este o modalitate de comunicare și că așteaptă mai mult respect din partea partenerilor liberali. Între prieteni, nu cred că ultimatumul este modalitatea de comunicare. De asta am spus. Îți alegi prietenii, îți alegi aliații, e în regulă, dar nu cred că așa se comunică. Este un punct de vedere personal. Consider că nu așa putem să colaborăm. Este vorba de respect și la fel de mult cum îl respectăm pe domnul Crin Antonescu și PNL-ul, ne respectăm și aliații noștri de la PC și de la UNPR și avem pretenția să ne respectăm între noi.